Acum vom citi câteva versete din 1 Timotei, capitolul 1. 1 Timotei, capitolul 1, primele 5 versete. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Hristos Iisus, Domnul nostru. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri decât de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Până aici. Data trecută, când am început pentru întâia oară această meditație asupra epistolei, aminteam, și nu fac decât să repet pe scurt, aminteam că această scrisoare pastorală, această epistolă pe care Pavel o adresează ucenicului său Timotei, un lucrător de asemenea destoinic, lucrarea aceasta pare să fi fost scrisă undeva între anii 63-64, cam după prima întemnițare a apostolului Pavel, când va fi eliberat, va avea o perioadă, se pare scurtă, în care va relua vizitele lui la adunări. Și iată că în râvna lui pentru lucrarea lui Dumnezeu, va merge mai departe în Macedonia, iar pe Pavel, pe Timotei, îl va lăsa la Efes. Bisericile începuseră să se maturizeze, bisericile începuseră să crească, și așa cum urmărim de pildă și în Cartea Faptele Apostolilor, era această rânduială apostolică. Și anume ca, odată cu vestirea Evangheliei și întoarcerea sufletelor la Dumnezeu, Pavel, apostolii, credincioșii acelui veac, să continue cu lucrarea de consolidare a credinței. Sau cu alte cuvinte, cu vestirea cuvântului lui Dumnezeu pentru zidirea credincioșilor, pentru creșterea lor. Este lucrare importantă a bisericii, este lucrare importantă a lucrătorilor bisericii ca alături de vestirea Evangheliei să poată continua această lucrare de zidire, de consolidare a credinței noastre, sau cu alte cuvinte de punerea la baza creștinismului a învățăturii Domnului Iisus Hristos, a învățăturii lui Dumnezeu despre mântuirea lui. De asemenea, Pavel ne arată și această grijă a lui de a așeza prezbiteri în biserici pentru ca, într-adevăr, și învățătura, și păstorirea, și alte lucrări pe terenul adunării să poată fi făcute sub această rânduială și responsabilitate. Credincioși, maturi din punct de vedere spiritual, să se ocupe de aceste lucrări în adunările locale și nu în ultimul rând, apostolul Pavel, îndeosebi, este atent, are pe inimă această păstrare a purității doctrinei sau a învățăturii. Nu era de ajuns să fi vestit odată ceva bun, doctrina sănătoasă, ci Pavel este atent ca și după plecarea lui, ceilalți credincioși, lucrători, să aibă grijă să vestească cu adevărat cuvântul Domnului și să țină în adunări doctrina sănătoasă, sau cu alte cuvinte, cum spune el, dreptarul învățăturilor sănătoase, ține-l împreună cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Acum, în Efes, după acel început din Faptele Apostolilor, de pildă, când efesenii se întorc la Dumnezeu și este o lucrare extraordinară, după o oarecare perioadă, în Efes, pentru că așa lucrează și Satana, în Efes apar în aceste prime semne de intruziune, de intervenție ale celui rău. Și cel rău intervine în adunarea din Efes, în această perioadă, prin această abatere de la
învățătura sănătoasă, prin aceste falsuri doctrinare, prin aceste preocupări pe lângă Scriptură. Și așa cum am văzut, erau preocupări ale unor falși învățători, ca, eu știu, poate pornind de la anumite genealogii din Vechiul Testament, să o țină așa la nesfârșit, nu știu ce învățătură să scoată de aici, dar rezultatul unor asemenea învățături era această ceartă de vorbe. Învățătura adevărată, doctrina adevărată, nu poate da naștere la ceartă de vorbe între cei credincioși, mă refer. Pe câtă vreme, aceste, iată, abateri doctrinare, fie de preocupări exagerate de genealogie, fie de împrăștiere a unor basme sau povești, sau istorioare desprinse din tradițiile iudaice, care mai apoi vor prevala asupra Scripturii, ceea ce este un lucru trist. Când tradițiile, când povestirile, când istorioarele care par a avea ceva din Dumnezeu, sau par a vorbi ceva despre Dumnezeu, dar ele sunt învăluite într-o aură mistică, într-o poveste, într-un bas, ei bine, lucrurile acestea încercau acești falși învățători să le pună în locul cuvântului lui Dumnezeu. Și Pavel nu rămâne insensibil la un asemenea atac al celui rău, pentru că este lucrarea celui rău, ca în grâul semănat să aducă și să semene neghina lui. Este lucrarea celui rău ca pe un teren unde s-a semănat cuvântul curat al lui Dumnezeu să vină și el cu alte lucruri care se abat de la doctrina cuvântului lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, ca un credincios care a primit de la Dumnezeu porunca să vestească Evanghelia, este atent ca în Efes acești învățători care se pare că nu erau încă predominanți, nu erau mulți. Și din această pricină credem că Timotei poate să primească de la Dumnezeu prin Pavel un cuvânt de autoritate. Este această expresie sau acest cuvânt poruncă. Îți poruncesc sau să poruncești altora să nu se țină de o altă învățătură. Sigur că în economia cuvântului lui Dumnezeu și mai cu seamă în Noul Testament, Domnul Iisus Hristos utilizează această expresie, acest cuvânt poruncă. Vă dau o poruncă nouă, va spune El, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit Eu. Poruncile mele vin de la Tatăl, iar Ioan adaugă și poruncile Lui nu sunt grele și așa mai departe. Porunca înseamnă cuvânt de autoritate de la Dumnezeu. Și Pavel este îndreptățit și împuternicit să transmită mai departe cuvânt de poruncă lui Timotei, care la rândul lui să poruncească acestor falși învățători să se oprească de la această învățătură și, cu alte cuvinte, Timotei să pună capăt acestei posibile derive doctrinare. Acum spuneam și data trecută și nu fac decât să amintesc că această însărcinare pe care o dă Pavel, această poruncă pe care o dă Pavel lui Timotei să poruncească acestora să stopeze învățătura abătută, putea să fie un lucru greu. În general, când este vorba să exerciți din partea lui Dumnezeu, din partea adunării, un act de autoritate, în dependență de El, nu este o lucrare simplă. Totdeauna vor fi contestatari. Totdeauna vor fi unii care să murmure. Păi de ce așa? Păi de ce pe dincolo? De ce să ne poruncească ei? De ce să ne spună ei? Și așa mai departe. Actul de autoritate din partea lui Dumnezeu, sigur, exprimat prin unii sau alții din credincioși, poate să nască în inimile unora dintre noi asemenea fie rezerve, fie comentarii, fie murmure sau cârtiri. Și mă gândesc că atunci când Timotei primește această poruncă din partea lui Pavel, nu se putea, ca și în inima lui, să nu apară un simțământ de temere. De
E așa un simțământ de temere și când mustri pe cineva, o faci cu temere că mustrarea nu-i primită, că acela se supără și așa mai departe. Și atunci Pavel prin inspirație îi transmite lui Timotei această energie spirituală care vine de la Dumnezeu. Har, îndurare și pace. Cu alte cuvinte, Timotei, dacă primești această poruncă, această însărcinare de la mine, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și Domnul Iisus Hristos îți vor da puterea sau energia necesară să împlinești această poruncă. Să te înfățișezi înaintea credincioșilor cu autoritatea lui Dumnezeu, să te înfățișezi înaintea credincioșilor cu această energie care vine din partea Dumnezeului triunic. Mai apoi, apostolul Pavel va spune despre acest scop, acest miez al poruncii. Porunca era, sau mă rog, instrucțiunea lui Pavel era ca Timotei să poruncească altora să nu se țină de o altă învățătură. Și Pavel se va explica într-un mod inspirat de ce înseamnă această poruncă, care este scopul ei, care este ținta ei. Și dacă fac o analogie, de exemplu, poruncile sau ordinele în armată. Dacă se va duce un recrut, acum voi tinerilor ați cam scăpat de corvoada asta, noi cei mai în vârstă am făcut-o, când plecai în armată și îmbrăcai haina militară, sigur cu foarte mare emoție, te luau în primire gradații și începeau instrucția la ordin. Nu era așa, te rog frumos, n-ai vrea să faci un salt înainte? Te rog frumos, n-ai vrea să faci culcat? Erau ordine scurte și clare, culcat, salt înainte, stânga, stânga, prejur și așa mai departe. Și bietul recrut ar fi fost copleșit în mintea lui, dar ce s-a întâmplat cu mine? Ce înseamnă armata aceasta? Ce înseamnă să-mi poruncească mie ăsta care are o tresă pe umăr sau unul care are o stea și așa mai departe? Puteau fi lucrurile acestea. Dar scopul instructorilor era să-l facă pe soldat, un soldat instruit. Îmi spunea un ofițer, când eram în armată, zice, în război, primii care pierd sunt neinstruiții. Și ținta poruncilor acestora, am folosit un exemplu, o analogie, era ca, într-adevăr, oamenii aceștia, tinerii aceștia, să fie instruiți și când plecau în misiune să știe ce să aibă de făcut. Închid paranteza. Ținta poruncii, care este scopul? Ce urmărește Dumnezeu prin această poruncă pe care o dă lui Timotei prin apostolul Pavel? Ținta poruncii sau scopul poruncii este, e vorba de porunca aceasta, nu de poruncile generale ale lui Dumnezeu. Ținta acestei porunci este dragostea. Cu alte cuvinte, dacă Timotei se înfățișează înaintea credincioșilor din Efes și prin acest act de autoritate va porunci celor care împrăștiau învățătură falsă să înceteze lucrul acesta, iată că scopul acestei interdicții, dacă vrem, era un scop generat de dragoste. Acum poate să apară întrebarea retorică. Ce fel de dragoste? Față de cine? Sau către cine? Cred că este vorba de această dragoste întâi de toate exprimată față de Dumnezeu. Când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima, cum spune cuvântul, atunci vei fi atent ca și credincios și de asemenea vei fi cu atât mai mult atent tu ca vestitor al cuvântului ca, într-adevăr, cuvântul pe care îl vei semăna să fie cuvântul adevărat. De ce? Pentru că îl iubești pe Dumnezeu. Dacă vezi opoziție față de cuvântul adevărat, dacă vezi batjocură față de cuvântul adevărat, dacă vezi împotrivire față de cuvântul adevărat, nu trebuie să cedezi. Să spui, nu mai vestesc, poate că lucrurile acestea, dacă nu sunt primite de toți, poate că este o cale greșită. Nu! Vestirea cuvântului adevărat este o poruncă de la Dumnezeu pentru că în ea cel care face lucrul acesta probează întâi de toate dragoste și ascultare față de stăpânul. Noi nu trebuie să ne potrivim oamenilor.
Noi nu trebuie să ne unduim comportamentul nostru funcție de felul cum ne apreciază sau oamenii, inclusiv oamenii credincioși. Când primești prin poruncă din partea lui Dumnezeu să vestești cuvântul adevărat, eu mă refer la vestirea cuvântului în doctrina sănătoasă, ei bine, faci lucrul acesta sau ar trebui să faci lucrul acesta întâi de toate pentru că îl iubești pe Dumnezeu, dacă îl iubești. Dacă te iubești pe tine însuți, vei face foarte multe compromisuri. Dacă te iubești pe tine însuți, vei face foarte multe ocolișuri. La primul obstacol o să dai înapoi și să-ți las că e bine și ca ei. Se poate spune și așa, spunem și aceasta și așa mai departe și ajungem un amestec, un cocktail toxic de doctrină care face mare prăpăt și astăzi în bisericile sfinților. De aceea, repet, prima coordonată a acestei dragoste este dragostea credinciosului vestitor al cuvântului și dragostea credincioșilor pentru Dumnezeu. Un al doilea aspect care poate să îl îmbrace această țintă a poruncii este dragostea, este dragostea pentru adunarea lui Dumnezeu. Dacă îi vom iubi pe credincioși, frați, surori, care se tem de Domnul și care cu toate slăbiciunile inerente fiecăruia dintre noi, totuși doresc să meargă pe cale în curăție, dacă iubești pe acești frați, le vei vesti adevărul și vei sta împotriva celor care vor veni cu basme, vor veni cu alte lucruri, nu vei fi un om de paie care să n-ai nimic de spus când vin alții care să împrăștie lucruri neadevărate sau lucruri abătute de la cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că iubești pe frați. Dacă iubești, dacă nu iubești pe frați, dacă nu iubești surorile în sensul de adunarea lui Dumnezeu, ei bine, atunci vei lăsa să treacă orice. Și aceasta nu este slujba pe care să o ai din partea lui Dumnezeu. Aceasta poate fi o slujbă omenească, aceasta poate fi o înțelegere omenească, însă nu poate fi nici de cum slujba pe care o are un credincios când vestește cuvântul lui Dumnezeu. Ținta poruncii este dragoste față de Dumnezeu și față de adunarea în ansamblul ei. De ce? Pentru că adunarea să crească sănătos. Un slujitor al cuvântului trebuie să fie motivat, trebuie să fie inundat de această preocupare ca adunarea în care vestește cuvântul să crească sănătos, să crească în lumină, să crească și de asemenea să poată crește în fapte bune care vin pe temeiul unei învățături sănătoase. Ținta poruncii este dragostea, dar acum această dragoste, de unde vine? Și aici este această frumoasă expresie, ținta poruncii este dragostea care vine întâi de toate dintr-o inimă curată. Cred că este un subiect care ar trebui să ne preocupe mult. Nu am de gând să dezvolt lucrul acesta, nu că n-ar fi necesar, ci că nu este timpul. Vine dintr-o inimă curată. Inima, în general, în accepțiunea cuvântului lui Dumnezeu, exprimă omul lăuntric, omul nou, în atitudinea sa de a exprima simțăminte inspirate de Dumnezeu. Conștiința, așa cum vom vedea, este acea parte din omul lăuntric care exprimă o gândire despre sine însuși. Cugetul înseamnă, sau conștiința, gândirea omului despre sine însuși. Și mai apoi voința care se adaugă acestei facultăți, dacă vrem, a omului nou. Deci inima curată, simțăminte, nu un torent emoțional necontrolat, ceva așa care izbucnește spontan, după aceea dispare tot așa de spontan, este acea dragoste care vine din partea lui Dumnezeu. Este acea dragoste care se manifestă fără îndoială și pe calea emoțiilor sau sentimentelor, dar este acea dragoste care se exprimă de asemenea pe calea acelei profunzimi, când ai grijă de cineva, îți exprimi dragostea față de el în multiple feluri. De exemplu, ce s-ar întâmpla dacă copilul de 2 ani sau de 3 ani,
care are o problemă de sănătate, eu știu, o problemă de stomac sau altceva, ar veni la tine mamă sau tată și ți-ar cere, eu știu, nu știu ce dulce sau nu știu ce aliment care îi place lui. Și tu care ești mamă iubitoare sau tată iubitor, dragul de el, uite că mă roagă, ia să-i dau alimentul ăsta, știi că îi face rău. Nu-l iubești. Dacă l-ai iubi, ei spune, nu trebuie. Dar el o să spună, dar mamă, dacă mă iubești, îmi dai. Tocmai pentru că te iubesc, el nu va înțelege, fără îndoială, tocmai pentru că te iubesc, nu-ți voi da lucrul acesta care acum îți face rău. Când punem pe copiii noștri sau cei care mai aveți acum copii mici să asculte în anumite lucruri pentru că vreți să îi educați în a face ceva, sigur copilul nu-i convine să-l trimiți să facă cutare sau să facă cutare sau să-i interzice anumite lucruri, zice, nu mă iubește mama, nu mă iubește tata. Și îl mai năpădești și lacrimi și dacă ești mai emoțional, dragoste de asta doar de suprafață, vai dragul de el, cum era în domnul Goe. Vă aduceți aminte? Sau un Ionel celălalt. Bă, Ionel, cu te prostii făcea bă, Ionel al nostru și mama lui cel mai iubea. Dar e și un copil zgâiat, răsfățat și needucat. Asta vrem? Închid paranteza. Deci vine dintr-o inimă curată. O inimă care să dorească și care să urmărească binele pe termen lung al adunării. Am scos câteva versete care cuprind expresia aceasta de inimă curată sau de curăție de inimă. Ele se găsesc în cuvânt, eu doar le voi cita așa cum le-am scos. Întâi de toate găsim în cuvânt în cartea Exodului prima poruncă a lui Dumnezeu dată poporului Israel să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu, așa când poți, cu poți, cu toată inima ta. Ce lucru mare! Și cu cât regret va spune Domnul Iisus Hristos fariseilor acelora infatuați și obraznici și cei care rugau pe Domnul Iisus Hristos, când le spune Domnul Iisus Hristos, care este cea de tip poruncă din lege? Să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta. Dacă faci lucrul acesta, este tare greu să greșești într-un mod voluntar. Și mai apoi, această experiență a unei inimi curate care să-L iubească pe Dumnezeu o zugrăvește, de exemplu, și acel frumos Psalm 45. Iată ce spune autorul inspirat. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă. Umor clocotește în inimă așa resentimentul, răzbunarea, frustrarea, ceva. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă. Era acel autor inspirat care, probabil David sau Asaf sau ceilalți care atunci când alcătuiau psalmii sau cântările sfinte, nu își erau așa, eu știu, orice cuvinte. Din tumultul inimilor care îl iubea pe Dumnezeu, voiau să scoată spuma. Sau cum spune o expresie, la crem de la crem, ceea ce e mai bun pentru Dumnezeu. Doamne, cum aș putea să te cânt mai bine? Cred că era întrebarea psalmistului când alcătuia un nou psalm. Cum am putea, Doamne, să cântăm mai bine pentru slava numelui Tău? Pentru că inima noastră și gura noastră sunt pline de dorința de a te lăuda pe Tine. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă. De asemenea, în psalmul 50 și psalmul 97, versetul 11, este iarăși o expresie care mi-a plăcut. Lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Deci o inimă curată aduce bucurie. Spuneam recent și într-o întâlnire cu un grup de tineri că deseori viața noastră este o viață cenușie. O viață așa care totdeauna se lamentează, se vaită că e, că nu e și așa mai departe. O viață cenușie, gri. Nu. Viața creștină normală este o viață care trebuie îmbrăcată în bucuria aceea minunată care vine de la Dumnezeu. Nu exprimată așa când vrei și când nu vrei prin orice fel de simțăminte omenești, sufletești și așa mai departe. Acea bucurie profundă
care vine din această lumină a lui Dumnezeu, care vine din cuvântul lui Dumnezeu și care vine din dragostea pe care o ai față de Dumnezeu. Lumina, repet, este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cel cu inima curată. Când inima este curățită prin har, ai bucurie. Și invers, dacă nu ai bucurie de-a lungul, este o problemă cu neprihănirea ta cea practică. Pe de altă parte, sunt preocupări ale credincioșilor Vechiului Testament și nu numai, pentru că sunt preocupări care cred că sunt și ale noastre. Doamne, chiar doresc să am o inimă curată. Cum să fie asta? Tu știi că mă întinează un gând, o faptă, ceva care, iată, îmi umbrește bucuria. Și cuvântul ne ajută, repet, prin preocuparea unor oameni sfinți, credincioși, să înțelegem faptul că a avea o inimă curată nu este un dat pentru totdeauna. Cu alte cuvinte, te-ai întors la Dumnezeu, Domnul ne-a curățit de păcatele noastre, slavă Lui, și cu asta credem că ține o viață. Nu ține o viață. Pentru că această curățire permanentă a inimii este un exercițiu de credință permanent. Iată de pildă ce spune în Psalmul 51 David, 51 versetul 10, spune așa: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. O inimă curată nu este apanajul sau proprietatea noastră. Dom'le, mulțumesc lui Dumnezeu, cum făcea fariseu, că fac, că drec, postez. Cu alte cuvinte, se vedea înaintea Dumnezeu cu o inimă curată. Și Domnul Iisus îl vedea ca un mormânt văruit. O inimă curată este zidită de Dumnezeu. Este construită de Dumnezeu. Iar în Psalmul 139, cu siguranță, un verset foarte bine cunoscut, versetul 23 spune așa: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Este rugăciunea credinciosului autentic, rugăciunea credinciosului serios. Doamne, dacă vezi în inima mea și poate eu nu văd îndeajuns, cercetează-mă Tu, cercetează-mi inima și în felul acesta să primesc har. Dar curăția de inimă este o dublă lucrare. Este o lucrare a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin Cuvânt și așa mai departe, și este sau trebuie să fie, cred, o preocupare a celui credincios. Iată ce spune tot ca un cuvânt de poruncă în Cartea Proverbelor, în capitolul 4, versetul 23, spune credinciosului: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Adică întotdeauna este această unitate a lucrării lui Dumnezeu pe toate planurile cu responsabilitatea omului credincios. Pentru că dacă ar fi doar aceasta, Doamne curățește-mă, Doamne fă Tu, era ca într-o expresie pe care am găsit-o într-o carte, zice, este ca și cum când te rogi totdeauna și probabil mult sau puțin, Doamne fă și cu tare, fă și cu tare, fă și cu tare, și Tu nu faci nimic. Este ca unul care îl invis pe Dumnezeu: Doamne, vezi că chiuveta mea picure, n-ai putea Tu să o repar? Că Tu tare meșter bun trebuie să fii. Doamne, vezi că pe dincolo, eu știu, nu se închide ușa. N-ai putea să o faci Tu? Doamne, că te rog, că postez. Asta este fariseism. Un echilibru înseamnă: Doamne, te rog să-mi curățești inima, dar pe de altă parte, Doamne, dă-mi putere să văd înăuntru meu și să-mi angajez responsabilitatea pentru curățirea de inima. Păzește-ți inima mai mult decât orice, că și în ea ies izvoarele vieții. Este porunca lui Dumnezeu pentru cel credincios care dorește să aibă o inimă curată și mai mult decât atât, să-și păstreze o inimă curată. Repet, lucrarea de esență, de substanță o are pe toate planurile Dumnezeu, dar Dumnezeu așa a rânduit ca să ne asocieze la această lucrare, că e vorba de trăirea mântuirii, că e vorba de un cuget curat, că e vorba de o inimă curată, să ne asocieze în responsabilitatea noastră și în felul acesta să poată să aibă ca rezultat o inimă curată în sinea noastră. Și în sfârșit este un verset așa de frumos în Psalmul, în Matei 5:8: ferice
de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Dacă aș putea extinde, poate înțelesul, ferice de cei cu inima curată, căci ei au părtășie cu Dumnezeu. O inimă necurățită, mă refer la întinăciunile de pe cale, o inimă nepocăită, funcție de accidentele care ne vin în viață, înseamnă lipsă de legătură cu Dumnezeu. Înseamnă lipsă de părtășie cu Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, căci ei pot să aibă părtășie cu Dumnezeu. Dragostea vine dintr-o inimă curată. Mă opresc deocamdată aici și poate dacă Dumnezeu ne ajută altă dată, vom vedea că această dragoste izvorăște și sau se extinde și pe planul conștiinței noastre și pe planul credinței noastre în ceea ce privește credința ca și trăire. Domnul să ne ajute să putem primi în inima noastră cu teamă, dar și cu blândețe cuvântul Lui, Domnul să ne crească oameni sănătoși în credință, pentru ca să putem fi de folos Lui și adunării Lui. Amin.